Tradiționalele sărmăluțe sunt tot mai scumpe, iar carnea vine mai ales din import. Problemele pleacă de la carnea tocată, produsul al cărui preț a crescut chiar și cu 50%. Până la Crăciun avem de luat o decizie dificilă. Fie renunțăm la sărmăluțe, fie înlocuim carnea de porc vânată de gospodine. Dar opțiunile mai ieftine sunt greu de găsit. Valul de scumpiri care a năvălit peste România nu se oprește aici, astfel că tradiționalele sărmăluțe sunt în pericol. Gospodinele aleg carnea de porc pentru acest preparat, dar scumpirile le cam dau planurile peste cap. Așa e, mamă, s-a scumpit toate. Și la pensie nu mai pune nimica. Ce să facem? Trăim de azi pe mâine. Asta este. Considerați că un român își poate permite să facă niște sărbători decente, să spun așa. Ce să facă? Cu ce face dacă n-ai bani? Că toate se scumpe, mamă. De unde bani? Pensia care e mică și aia, asta este. Ce părere am? Trebuie pușcați aia toți. Prunde cu câtul trebuie pușcați. A dus țara la râpă. Eu sunt bătrân, că am 87 de ani. A dus țara, eu dacă aș mai fi tânăr, cu cât mi-ar mai da pușcărie, dar așa pușca cu mâna. Pe tipul lui Ceaușescu nu era așa ceva. Atât am. Considerați că un român își poate permite niște sărbători decente, iar în aceasta? Nu. Nu. Pe tipul lui Ceaușescu își permitea, dar pe tipul ăsta nu. Clienții au posibilitatea să cumpere carne proaspătă care să fie tocată în fața lor. Este varianta cea mai costisitoare. Toate tipurile de carne s-au scumpit, arată cifrele Institutului de Statistică, dar cele mai mari creșteri sunt la carnea de porc. Din acest motiv, în decembrie, doar unul din patru clienți va mai găsi în comerț carne românească de porc. Am pensie de 1 milioane și ce părere să mai am? Să face sărmăluțe în iarna aceasta. Depinde. Dacă o rămâne din... Că mai sunt și bolnavă, am diabet, mai multe complicații, medicamente. Există diferențe importante între diferitele produse și subproduse din carne. Dacă la marfa, de o calitate inferioară, creșterea este de 20-25%, la cea de calitate superioară s-a ajuns la scumpiri și de peste 70%.